CS Hunedoara își continuă parcursul foarte bun din seria nouă a Ligii a treia de fotbal. În ultima etapă, hunedorenii și-au păstrat invincibilitatea, impunându-se cu scorul de 4-2 în deplasarea din județul Mureș de la Unirea Ungheni, echipa aflată pe locul al patrulea în serie. Florin Maxim, antrenorul corviniștilor, brandul tradițional fiind recuperat de puțin timp și în curând va putea fi folosit de echipa de fotbal a Hunedoarei, s-a declarat mulțumit de rezultat, chiar dacă a observat unele sincope în joc. De fapt, toată lumea a văzut că ne-au surprins prin jocul lor agresiv, nu prin troposese sau un joc elaborat. Au fost mai conectați la începutul de joc, cum bine ai văzut. Am suferit, le-am spus toată săptămâna că sunt o echipă organizată, am urmărit-o și le-am spus lucrul acesta, că este o echipă foarte bine organizată. Am văzut niște lucruri la adversarii de astăzi. Am văzut niște probleme ale lor pe fazele fixe și unde am crezut că speculăm noi, am luat primul gol dintr-o fază fixă, dar după aia am început bine. A doua repriză și sfârșitul reprizei cred că ne-au aparținut. De asemenea, Maxim a fost satisfăcut de schimbările pe care le-a făcut în timpul jocului de la Ungheni, unul care pe final s-a jucat pe contre. Mă bucur că am schimbat și jucătorii care au intrat la pauză și după pauză au intrat foarte bine și mă bucură victoria de azi. După 4-1 eu cred că puteam să gestionăm altfel sfârșitul de joc. S-a jucat pe contre, am încercat numai decisiv, s-a rupt cumva jocul, eram numai pe contre. Cumva, da, așa îmi doresc să vină victoria și după un joc bun. CS Hunedoara este pe primul loc în serie cu 22 de puncte, la două lungimi în urma trupei de pe Cerna fiind Metalurgistul Cugir, altă echipă neînvinsă. Antrenorul Hunedoarei știe că va fi un meci dificil, dar este optimist. Da, echipa de pe locul 2, dar meciurile toate sunt importante, sunt 3 puncte puse în fiecare joc. O echipă la fel, joacă de foarte mult timp împreună cu jucători de calitate și cu Giru, dar sper să fim la ora jocului foarte, foarte bine. Meciul dintre CS Hunedoara și Metalurgistul Cugir, contând pentru etapa a noua, ultima a sezonului regular, se va desfășura sâmbătă 23 octombrie de la ora 15 pe stadionul Michael Klein din Urbea de pe malurile Cernei.